Salutare și bine v-am regăsit! Am discutat în trecut despre monitoare, despre televizoare, dar niciodată despre acele display-uri 2-in-1, combinații de multe ori reușite dintre televizoare și monitoare pentru PC și cred că, lăsând la o parte acest tip de ecrane, mulți dintre noi avem de pierdut, de la studenți la utilizatori casnici ce nu au un buget foarte mare și, prin urmare, nu își pot permite să achiziționeze și unul și celălalt. Trebuie să recunosc că ideea acestui clip a fost dată de o cunoștință a mea care, mutându-se la cămin pe perioada facultății, a fost nevoit să reducă bagajul la minim, alegând ca, pe lângă cele absolut necesare și laptopul de gaming pe care l-avea deja, să achiziționeze pentru cei 4 sau 5 ani pe care urmează să îi petreacă la cămin, un TV de dimensiuni medii cu a doua funcție interesantă din multe puncte de vedere, aceea de monitor pentru PC. Întâmplarea aceasta m-a făcut să mă gândesc serios la utilitatea acestui tip de combo-uri sau de display-uri 2-in-1, iar după un scurt test al modelului Samsung VF390, am ales să vi-l prezint și vouă pentru că, sincer să fiu, mi se pare a avea un raport foarte bun între preț, performanță și facilitățile oferite. Așa că... Samsung VF390 sosește din fabrică într-o cutie generică fără prea multe elemente grafice care pune în valoare mai degrabă funcția de TV a acestui display, însă odată cu deschiderea ambalajului devine evident orientarea și către funcția de monitor secundar pentru PC, odată ce descoperim standul reglabil și cablul HDMI inclus în pachetul de accesorii. Ca intrări de semnal avem clasica conexiune coaxială, adică cea normală de cablu, suport pentru card CI pentru cei cu televiziune digitală și abonamente mai speciale, conexiuni de semnal analog și două intrări digitale HDMI, una dedicată, zice eu, conectării la PC și cealaltă la un alt dispozitiv, eventual consolă de gaming. Alături de toate aceste intrări de semnal integrate, mai există și o interfață de control de bază accesibilă prin apăsarea unui singur buton situat pe spatele display-ului Samsung VF390, în timp ce marea majoritate a funcțiilor, de la cele dedicate funcției TV, la cele dedicate controlului funcție Media Player sau conexiunii la un alt aparat, sunt găzduite pe telecomanda Samsung Standard, care vine în pachetul de accesorii împreună cu bateriile de rigoare și, bineînțeles, manualul de utilizare. Astfel avem încă de la deschiderea cutiei toate componentele necesare punerii în funcțiune a Samsung VF390 și accesarea fără probleme a tuturor funcțiilor acestuia. Pe partea de TV, funcțiile sunt bine cunoscute. Se poate alege țara, tipul semnalului TV, adică analog sau digital, după care, la confirmarea acestor setări, în maximum 10 minute, toate canalele sunt scanate și preprogramate deja în memoria aparatului. Simplu și la obiect. În câteva minute, de la desfacerea cutiei, funcția TV este gata de treabă. Trebuie să recunosc că am fost mai curios despre funcția de monitor a acestui display pentru că, în general, în trecut televizoarele sufereau de așa zisul input lag ce nu le făcea prea potrivite pentru utilizarea ca și monitor, altfel toți am fi avut mai degrabă televizoare în locul monitoarelor de PC, ce sunt de multe ori mai scumpe decât multe modele de TV-uri, în special monitoarele de gaming, însă haideți să ne întoarcem la subiectul nostru. Spuneam că m-a interesat cel mai mult la acest model funcția de monitor și, deși pot spune că în prima jumătate de oră dimensiunea pictogramelor sau literelor pe un ecran Full HD de 32 de inci mi s-a părut cam mare în primele 30 de minute de utilizare, imediat ce am pornit unul dintre jocurile mele preferate, toate aceste prime impresii, inițial ușor defavorabile, au fost date la o parte pentru că panoul V al monitorului, cu un colorit mult mai bogat și un unghi de vizualizare mai larg decât cel al unui monitor standard TN comparabil ca și preț, input lagul inexistent și capacitatea de a afișa imagini transmise de PC la rezoluția Full HD și 60 de cadre per secundă, îl fac nu numai un display potrivit pentru consumul TV și multimedia sau a filmelor, ci și un monitor foarte bun, cu care nu mi-ar fi rușine să mă afișez nici la cea mai tare competiție de gaming. Adăugați la asta și o dimensiune a ecranului ce acoperă aproape tot câmpul vizual atunci când îl privești de la distanța de la care ai privit un monitor standard, cu rubura ușoară a ecranului, posibilitatea de montare pe perete și avem în Samsung VF390 un combo foarte reușit ce îndeplinește cu brio toate funcțiile ce îi sunt încredințate, aceea de TV, de Media Player, de pe un stick USB și de monitor pentru PC. După cele câteva zile de testare a acestui model, cred că în sfârșit tehnologia TV-urilor a ajuns din urmă pe cea a monitoarelor, mai ales în sectorul mainstream, iar pentru fanii display-urilor de dimensiuni mari sau celor ce nu își permit ambele tipuri de ecran de TV și monitor separat, cred că Samsung VF390 este fără îndoială o propunere foarte interesantă și în aceeași timp ieftină, în opinia mea, pentru ceea ce oferă.
Pentru cei ce sunt interesați de a afla mai multe specificații ale acestui model, am să includ, ca de obicei, pe ecran sau în descrierea acestui videoclip, link-urile necesare. Acest model este deja prezent în stocul evomag.ro și se va afla în perioada imediat următoare realizării acestui episod în promoție împreună cu un suport de montare pe perete, un voucher de călătorie și foarte posibil o tastatură Samsung, dar și un player multimedia cu sistem de operare Android, cu alte cuvinte, un bundle foarte tentant ce cuprinde toate cele necesare vizionării pe Samsung VF390 a oricărui tip de material audio-video. Asta este tot pentru astăzi, nu uitați să ne oferiți un like și un share sau să vă abonați la canalul nostru de YouTube, iar eu vă spun până data viitoare toate cele bune!